următoarea va cânta: ceea ce poartă pe cap basma. Oh my God. Câteva rime scrise din suflet. Narcisa, cine ești tu? Ia să ne amintim noi cine ești tu. Ei, Doamne, cine sunt? O simplă fată care a venit pur și simplu la X Factor pentru a dovedi, nu știu, pur și simplu că poate, și nu mă așteptam în niciun caz să fie așa o reacție superbă și oamenii să fie atât de bucuroși, nu știu, de și reacția lor m-a bucurat pe mine însă. Doamne, ce surpriză! Cum te numești? Mă numesc Narcisa. Am simțit că merită o șansă pentru că nu se întâmplă chestia asta în fiecare an. Să-ți vină un om cu atâta putere de convingere asupra maselor, ca să spun așa. I got my ticket for the long way around. Adică toată lumea a fost cucerită de ea, punct. Deci aproape, chiar aproape 500.000 de vizualizări am pe YouTube. Nu vine să cred, Doamne, atât de vizualizat și atât de vizionat. Doamne, țigancă frumoasă, îmbrăcată, așa n-am mai avut niciodată. 7 ani. Are acest magnetism, nu știu, ceva acolo. Noi fiind țigani, ne cunoaștem cu alți țigani din alte regiuni. Și au sunat din Iași, din Vești, din Piatra Neamț, chiar și din Sehaia. Și toți spuneau, vai, cine e acea fată? Cine, de cum de știe? Nu știu, chestii pe care nu le-am mai întâlnit până acum sau nu am primit chestia asta. Laude și cuvinte frumoase. E rar ce ai tu, eu n-am mai văzut așa apariție, n-am... Felicitări! Mulțumesc! Mi-a plăcut starea pe care a adus-o pe scenă, mi-a plăcut totul, la pachet. Te simți și foarte isteață, nu știu, ochii tăi transmit asta, ai o strălucire... Cred că m-ai fermecat. Oh, dumneavoastră m-ați fermecat pe mine. Tu să nu te de ochi. Ai auzit de Mihai Vendea? Normal că am auzit și eu un om extraordinar. A pus pe pagina de Facebook, a scris frumoasă. Când am auzit țigan, ca și frumoasă ca și tine. Oh, vai, Doamne, îi mulțumesc din suflet. Adică de Mihai Vendea nu știu. Adică știam doar de Codin Maticiuc. Ce te-a scris Codin Maticiuc? Vai, nu pot să... nu știu, adică a scris cuvinte foarte frumoase și mulțumesc pe această cale. Dacă și... Dacă te-am luat de nevastă! Ai, Doamne! Dacă prinsa țiganul din Galați, divorțează vreodată și vrea ceva de genul Adrian Emina, dar fără voce, ne vedem de la primărie. Sincer să vă spun, necununată civil cu soțul meu nu sunt, deci... M-am măritat pentru că așa e tradiția la noi. Eu am fost promisă lui de la vârsta de 6 ani. Și atâta timp cât știam care este sortitul meu sau alesul, ne-am îndrăgostit cu timpul și chiar ne iubim. Suntem doar cu un alt religios, sunt să-l iubesc foarte mult pe soțul meu. Știi că toată lumea cea vai de frumoasă, vai că m-aș însura cu ea mâine, nu este soțul tău gelos? Sincer, nu este gelos, din potrivă, este foarte bucuros și emoționat în același timp. Intră Narcisa. Intră Narcisa. Mi-am dorit din suflet asta și uite că sunt în bootcamp, ceea ce n-aș fi crezut. Doamne, deci nu mă așteptam chiar atât. Am zis că sunt voci extraordinare la X Factor și asta se vede cu ochiul liber. Și prezențe atât de fabuloase și de superbe, încât nu mă așteptam eu, o simplă țigancă sau o simplă fată, să fie atât de plăcută. Mamă, tu stai seama că dacă Doamne ferește, nu trece pe Narcisa, să-ți dai seama că susținător are. Hai, ce să mă calmez, că eu tremur de numai... N-am mai ține și tu, că mai bun. În momentul de față, X Factor pentru mine înseamnă un vis împlinit și vreau să vadă lumea că și țiganii sunt altfel și că nu toți chiar sunt la fel. Am avut impresia că vine Elsa! Elsa vine din Ținutul de Gheață! Ce faci, mă, frumusețe, mână? Bine, dumneavoastră! Iar mă ia cu dumneavoastră! Tu mai ții minte pariul pe care l-ai făcut cu Carla, că eu nu? Normal că ții minte! Și ce trebuia să faci? Stai mult! De exemplu, dacă în respectiva piesă voi avea dulceață în voce, domnul Carla ar trebui să facem o înregistrare în studioul dumnealui. Ai o dulceață în voce? Absolut senzațională. Însă, auzită doar de 2 ori, în decurs de 2 minute și jumătate. Dacă ar fi dulce toată piesa și s-a avut noi posibilitatea să te trimitem direct în final, cred că direct acolo ajungeai.
dulceață în voce o să ai peste o lună. Exact, o să am. Dacă asta v-am spus, asta o să dovedesc. Ok, punem pariu pe ceva? Punem pariu, pe ce doriți? Hai așa, pe o înregistrare din partea mea, dacă tu câștigi, o înregistrare gratuită într-un studio profesionist, alegi tu piesa, oricare, vii, înregistrezi și îți dau materialul final. Acum tu ce oferi în schimb? Dacă nu ai dulceață în voce și treci în bootcamp? Ce aș oferi eu? Dacă tot avem veșment tradițional, da, un element de veșment tradițional. O broboadă, o... Cum ceva să interesant, nu? Să poți să o păstrezi. Bun. Exact. We have a deal. Rămâne făcut. Eu sper să pierd acest pariu, abia aștept să aud. Ai venit cu dulceață la tine sau nu? Eu sper că da. Bun. Ce piesă conține această dulceață și câte kilocalorii și amănunte? Ce cânt? Va fi o surpriză, veți vedea? Oh, aleu! Nice.